Sunt destul de emoționată că trebuie să plec iarăși cu roiul ăsta de îngeri și de lucrări pe care le duc ei după ei, că de fapt îngerii duc totul, eu n-am nicio legătură cu toată problema asta. Sunt destul de emoționată că plec cu ei într-o nouă călătorie. Asta toamnă am fost la Paris și acum la Bruxelles. Omul care creează, care transfigurează lumea care este dată, dar nu singur, ci în Dumnezeu. Omul care transformă banalul, transformă ceea ce este nevăzut în frumusețe văzută și de el și mai ales așteptată de Dumnezeu de la noi. Mi se pare ceva de-a dreptul minunat și le mulțumesc lor, îngerilor, că probabil că au o cale deschisă, că eu nu m-aș fi încumetat niciodată să fac plecarea asta de una singură. Știți că există acel la mulți ani al nostru care se răpie viața, mai lumină se veniți. Ăsta e tipul domn Silviu Aradu, care dăine numai în lumină. Deci toți aici nu vezi decât lumină chiar și la sfinții închisorilor. E lumina care răzbate în ei și în ei. O să vedeți că doamna Aradu a ascultat și a pictat sfinți pe Domnul Iisus Hristos și pe Maica Domnului și alți sfinți, Sfântul Nicolae, Sfântul Nectarie, Sfântul Arhanghel Mihail. Dar o să vedeți în același timp și foarte mulți îngeri. Expoziția dânsei se numește Grădina cu Îngeri. Adică doamna Radu ne pune în prezența îngerilor, ne aduce aminte că la fiecare pas în viața noastră suntem însoțiți de îngeri. Îngerii ăștia, care sunt peste tot și ne vestesc numai lucruri bune, o să vestească Uniunea Europeană un lucru foarte important. Este momentul ca să-și pune peste ei crucea lui Hristos, pentru că odată ce Europa este creștină. Ea trebuie să se vadă că este creștină. Se pare că asta se potrivește foarte bine, Silvia. Ea nu vrea niciodată ca opera să fie încheiată. E o deschidere care nu se joacă cu virtuozisme ale unei opriri convenționale într-un punct unde s-ar fi putut continua și unde ea n-a vrut să se meargă. Dar este un fel de ascultare a sinelui său de artist care răspunde unei asemenea vaste înțelepciuni. Și de fapt, ce vor să spună îngerii ăștia, mă gândesc eu întotdeauna? Vor să vorbească despre locul de unde au pornit. Acum, întâmplător au pornit de la București. Deci au pornit din capitala României și vor să vorbească despre România, despre poporul român. Ce înseamnă poporul ăsta român, zic ei? Adică vor să ne povestească nouă, celor care știm de bine de rău ce înseamnă poporul român și celor pe unde trec. Deci ei acum sunt în mijlocul Europei, întâmplător, poate să ajungă în mijlocul, știu ce, Americii sau Australiei, nu știu pe unde poate să ajungă, asta numai ei știu. Vor să vorbească în primul rând despre prin ce a trecut poporul român. Poporul român a trecut prin foarte multe momente foarte grele. De demult, chiar din primele secole am avut martiri.
Mi se pare că ăsta este un mesaj foarte iubit de îngeri, ca să ne vorbească despre cât de chinuite au fost popoarele, unele dintre majoritatea popoarelor, de fapt. Acum vorbim de ei despre români, vorbim despre români. Martirajul a existat la noi în țară chiar din vremea primul secol. Avem martiri din primul secol după Hristos, al doilea secol, al treilea, al șaptelea, al optelea, al nouălea, până în secolul 20. Până în secolul 20, despre care vorbesc ei cu predilecție acum. Comunismul ăsta care a venit peste România a fost un lucru teribil. De exemplu, în Bucovina, care a fost ocupată la un moment dat de Uniunea Sovietică, au murit 3.000 de oameni. A fost teribil. Oamenii ăștia minunați au plecat și au spus: noi nu vrem să mai trăim aici la voi, vă lăsăm toată averea noastră, ne luăm copiii, bunicii, părinții și plecăm în țara noastră, plecăm la regele nostru, plecăm la biserica noastră, plecăm la străbunii noștri, mergem în România. Și autoritățile au spus: plecați în România. Și la granți au așteptat cu tunurile și au împușcat. I-au împușcat până la unul. Au căzut unii peste alții și au pus pământ peste ei fiind lângă vii. A fost teribil, îngrozitor. 3.000 de oameni îngropați, unii dintre ei de vii. Știe cineva din lumea asta despre ei? Foarte puțin știu. O mulțime de oameni minunați, intelectuali, țărani, preoți, toți au mărturisit pe Hristos și au reușit să trăiască în condiții îngrozitoare, mărturisindu-L pe Hristos. Se spune că cei care nu erau apropiați de Hristos nici nu puteau să trăiască. De exemplu, Radu Gir se spune că a văzut-o pe Maica Domnului în vis, care i-a spus: să știi că vei reuși să-ți vezi familia când vei ieși de aici. Nimeni nu putea să creadă că mai este. Și totuși a ieșit, pentru că l-a ajutat Dumnezeu. Oamenii ăștia trebuie să cinstiți. Oamenii ăștia sunt sfinții noștri. Oamenii ăștia trebuie să ajungă să ne vorbească despre ceea ce înseamnă să-ți iubești țara și poporul. A mai urmat acum un moment foarte puternic în România. A fost Revoluția din 89. Niște tineri extraordinari care au ieșit în stradă și au spus: vom muri și vom fi liberi. Au fost minunați. Niște oameni absolut minunați. Martirii Revoluției din 89. Sunt acolo un grup foarte mic dintre ei. Erau frumoși și tineri. Oameni de la 17 ani până la 20-30 de ani maximum. Care au murit cu pieptul deschis în fața. Au trecut tunurile peste, au trecut tancurile peste ei, tunurile i-au împușcat și nici în ziua de astăzi, după 25 de ani, noi, poporul român, nu știm de ce s-a întâmplat asta, adică de ce i-au omorât și cine i-au omorât. Este foarte important să ne cinstim martirii. Este un mesaj frumos de pace pe care îngerii îl duc peste tot, dorind să ne înțelegem între noi, să ne iubim și să împărtășim lumii cât de minunat este să crezi în Hristos. Să-ți dai seama că dacă El te conduce, ai totul și nu-ți trebuie nimic. Avem noi un părinte minunat în țară care spune: nici nu vă dați seama că dacă ați fi mai credincioși, ați crede în Dumnezeu, nu m-ar lipsi nimic. Întâi să ne schimbăm pe noi, cred că asta trebuie. Noi toți, și români, și belgeni, și australieni, și orice din lumea asta, să ne schimbăm pe noi și atunci toate se vor schimba în bine. Ne schimbăm pe noi recunoscând că trebuie să fim cu Hristos în suflet și atunci totul se va întâmpla altfel, spre bine, spre lumină, spre adevăr. Asta e tot ce vor îngerii de la noi.